Să zicem că te-ai săturat de șters cu mopul, cu cârpa și vrei să înlocuiești munca fizică cu inteligența artificială, cu un robot care să muncească pentru tine. Acesta este până la urmă rolul lui Hobot 388, un robot care spală faianța, oglinzile și geamurile. Dacă ți-ai cumpărat un aspirator mop robot, cu siguranță te-ai bucurat de faptul că ai scăpat măcar în parte de corvoada de a face curățenie zi de zi prin casă. Programezi robotul și zilnic el aspiră și șterge suprafețele. Dacă stai într-o casă cu geamuri mari, cu băi largi, cu multă faianță, știi cât de greu e să le cureți. Îți trebuie tot felul de ustensile, greu să intervii mai ales la înălțime și e până la urmă urmei obositor. O soluție în acest caz este Hobot 388, un robot care știe să facă aceste lucruri temeinic. Robotul e destul de ușor, cântărind 915 grame și are o formă ergonomică care îți permite să-l ții ușor în mână când îl pui pe suprafețe. Principiul de funcționare e destul de simplu. Are un motor care aspiră cu 90 de W și care, odată pus pe geam sau pe faianță, se lipește practic de suprafață și începe să curețe. Are două rotoare pe care sunt puse niște lavete speciale care se învâr și șterg temeinic geamurile, oglinzile și faianța cu lichidul împrăștiat din duza specială. Odată ce i-ai pus lichid în rezervor, i-ai amplasat lavetele speciale, nu-ți mai rămâne decât să-l pui pe geam și să apeși on și apoi play. Cu ajutorul radarului incorporat, la fel ca un robot aspirator, el își va crea o harte a geamului sau a zonei de faianță și va începe să o curețe temeinic. În funcție de cât de mare e suprafața, durează între câteva minute și 20 de minute. Cert este că la final geamul sau faianța vor arăta impecabil. Zgomotul produs de Hobot 388 nu este unul deranjant, este similar, aș spune, cu cel al unui aspirator robot. Puterea motorului îl face ca acesta să stea lipit de suprafață, astfel încât sunt șanse reduse să cadă. Ai la dispoziție pentru geamurile exterioare, de exemplu, de un cordon special cu care să-l prinzi. În plus, aspiratorul, chiar și mormântul în care accidental rămâne fără alimentare electrică prin fir, are o baterie incorporată care îl ține lipit de geam timp de 20 de minute. În tot acest timp emite semnale sonore ca să te avertizeze. Astfel de semnale emite și de fiecare dată când termine de curățat un geam, oglindă sau faianță. În situațiile în care există un obstacol în drumul său, un cuier, o priză sau altele, robotul se oprește și te avertizează sonor. O stă lipit de suprafață până intervii. De oprit este foarte simplu, ții practic mâna pe el, apeși pe off și iei de pe suprafață. Îi scoți lavetele și le speli. În pachet ai 12 lavete de microfibă și încă două rotoare speciale, așa că îți vor ajunge să curești tot ceea ce îți dorești.
Nu te-ai aștepta să scoată pete de zidărie, ulei sau alte pete uscate. În plus, nu îl pune pe geamurile exterioare decât atunci când e uscat afară, nu când plouă sau e umezeală mare. Nu aderă la zăpadă, la geamurile ude, la suprafețe cu diverse spărturi sau crăpături. Pur și simplu se oprește și te atenționează că nu poate funcționa în acele zone. Dacă inițial eram sceptici în privința utilizării acestui robot, odată ce am început să-l folosim, i-am găsit un rol bine definit, la fel ca robotului aspirator. Hobot 388 e o investiție bună, mai ales dacă ai geamuri mari, dacă ai suprafețe de faianță semnificative sau oglinzi de mari dimensiuni. De fiecare dată le va scoate impecabil. Mi-a plăcut și faptul că lichidul pe care îl adaugi poate fi înlocuit foarte ușor cu apă potabilă. Îți va ajunge să curezi toate geamurile și suprafețele dintr-un apartament.